Există o vorbă din popor care spune că după război mulți eroi se arată. Pare să fie literă de lege pentru reprezentanții municipalității care au vrut să arate cât de bine își fac treaba și cum ar putea demonstra acest lucru dacă nu în prezența jurnaliștilor. Și noi, și cetățenii, și, bineînțeles, vremea, ne vom face front comun și vom trece peste aceste greutăți. Cum campania electorală se apropie, reprezentanții primăriei au invitat presa la acțiunea de dezăpezire. Pentru asta s-a pus chiar și un microbuz la dispoziție. Acțiunea de aseară a fost o parte din mare acțiune de dezăpezire, pentru că se lucrează practic 24 de ore din 24. Putem să intervenim și pe principalele artere, dar și prin cartiere. Începând de astăzi, vom intra pe cartiere și o să dăm ceva mai târziu un anunț la presă. Deși reprezentanții primăriei susțin că se lucrează non-stop de când insorile au venit, târgujenii care au dat la lopată până s-au săturat au o cu totul altă părere. De 3 zile facem așa. Adică ne facem loc să ieșim cu mașinile. Au venit pe aici să dea cu grederul, cu ceva? Cu absolut nimic. Deci ați ieșit să faceți cura singur. Da, ieși cu... au ieșit niște domni și după care am ieșit și noi. Copacii ăia sunt de mulți aplecați și s-a pus problema la primărie, dar nu a venit nimeni să ia nicio măsură. S-au tăiat copacii ăștia mici, s-au tuns frumos, dar ăștia mari nimeni n-ați nimic. Au luat toată zăpada de pe aici, de pe stradă. Toată, în loc să o pună dincolo de gunoiere unde era loc ca să poată să o pună, a pus-o toată, uitați, pe toate garajele, uitați, prin fața garajelor peste tot și lăsați garajele aia, dar uitați-vă în cursul ăsta aici, e depusă de ei, a venit cu vola și a depus-o toată și acolo și aici. I-ați văzut dumneavoastră? Da, bineînțeles, seara la ora 8. În urmă cu 2 zile, un telespectator a surprins adevărata acțiune de dezăpezire în care utilajele luau nămeții de pe străzi și îi mutau în fața blocurilor. Toată zăpada luată de pe străzi de reprezentanții municipalității este depozitată acum pe digul Jiului, iar mai apoi aruncată pe cursul apei.